Pare o ploaie, nu e o ploaie, e o furtună, vă spunem noi. Cum te gândești acum la tunelul domnului Burduja? Cum ți se pare acum? Ați fost bun în tunel să mergem pe dedesubt acum, nu? Asta nu-l înțeleg eu. De ce nu s-a băgat el aici? Că bine, da, da, da. Bă, de ce? Da, e cu număr de dolci. Da. Nu știi? N-aveți două benzi? Nu vreau să jignesc pe nimeni. Uite ăsta biciclistul, s-a descurcat. Imediat, ăsta dacă se băga aici, ăsta putea să vină pe aici, ăsta vrea să facă dreapta după banda asta. Uite-te și tu, acum înțeleg eu de ce se circulă atât de prost în capital. Că dai de câte unul de ăsta. Deci ăla a blocat toată situația. Ăsta albastru a blocat toată situația. Păi eu cred că dacă ies îi bate în geap. Eu aș da o fugă, mă zic, mă, de ce ai făcut așa? Că uite, imagine de asta. Așa ar trebui să fie gestionat traficul, să fie unul deasupra, se uite. A, și ăla stătea așa, dar n-a putut să se ducă încolo. A, deci sunteți mai mulți? Și dai seama că capătul celălalt acum îi se blochează într-un altul care a făcut gest da. Similar și tot așa. Bine. Și ăla stătea în fundul ăsta, în loc să o ia frumos de tot aici, să facă dreapta scurt și să nu mai blocheze. După această scurtă orice critică analiza traficului.